Pericol major în județul Gorj, în cauza zăpezii, în ultimele 12 ore au avut loc mai multe avalanșe în defileul Jiului. Drumarii au acționat toată noaptea. Aflăm imediat cum va fi vremea în următoarele ore, dar cu mai multe informații vine acum Iulia Blondea. Te ascultăm, Iulia. Bun găsit tuturor! Iată, în contextul în care ne aflăm sub cod portocaliu, pe defileul Jiului, mai exact pe drumul național 66, în decurs de 12 ore, așa cum spuneai și tu, au avut loc mai multe avalanșe. Drumarii au intervenit în zonă cu mai multe utilaje, pentru că la un moment dat drumul a fost chiar închis din cauza zăpezii și agrohotișului, care s-a prăvălit de pe versant și a căzut pe carosabil. Din fericire, nu au fost autoturisme care să fie prinse sub zăpadă, însă drumarii au acționat în continuu. Sunt și la aceste momente în zonă, pentru că mai multe utilaje, spuneau cei de la drumuri, au fost dislocate în zonă pentru a asigura în permanență dezăpezirea carosabilului. Ninge și la această oră, pericolul este unul major în zonă, iar autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte indicațiile autorităților prezente pe drumul național 66 și să își echipeze autoturismele corespunzător pentru sezon.